Și animalul ăsta a făcut pași animalici în care eu nu nimeresc. Eu trebuie să sar ca iepure ca să nimeresc într-un pas normal al tău. Și ăsta este locul nostru de campare. Aici, imediat tu vei nota pașii montării cortului. Iar? Da. Cam cât ar ocupa? Instrucțiuni de filmare a cortului pe timp de iarnă, partea a doua. Cortul, cum ai zis? Ai și acești bureți de spălat, de dat drapă, nu? Da? Nu știu cum se cheamă cu T. Eu scap acum, dar poți să-ți dai rapă, nu? Scopuri multiple. Așa. Constructorul șef studiază instrucțiunea. La cortă timpul trebuie avut grijă să nu zboare, că este esențial. În primul rând, cortul se amplasează într-o zonă mirifică. Zonă mirifică, da. Trebuie să dăm acolo zone mirifice. Ca spectatorul să se... Am uitat, n-are nimic. Ce-a dovi? Nu, ca să dea dovadă spectatorului că zona într-adevăr mirifică. Și noi nu spunem prostii când facem instrucțiuni pe video. Ai ceva să vede cărza. Aia e încețoșată. Așa. Acolo zone mirifice ne întoarcem la partea de montare. Spre deosebire de cortul celălalt, cortul în ziua de cortul de astăzi are mult mai multe tije. Cortul de astăzi necesită un manual de vreo 500 de pagini de instalare. Da. Și montorul șef le-a conspectat în așa fel încât să încapă pe o pagină de hârtie. Și îi suntem profund recunoscători pentru asta, că ne-am cărat și un manual de 500 de pagini. Așa, partea întâi se termină cu băgarea tijelor principale printre găurile special amenajate. Acum se consultă instrucțiunea ca să se vadă care va fi partea a doua. Și în engleză le consultă. Da, noi purtăm un respect profund, purtăm un respect profund față de montorul nostru că mai știe și engleză. Hai, ia zi. Mi se pare că nu te duce capul. Cum o fi? Stimați spectatori, să atrageți atenție la echipamentul celor care montează cortul. Deci este obligatoriu să posede mânuși. El mânuși din ce frății? Mânuși de o aligă asasinilor. Păi da, astea sunt mânuși speciale de montor șef, că montor simplu, ordinar, poate să poartă mânuși de polar. Păi da, ca să le iasă pătăturile la palmă. Hai. Așa, urmează faza a treia, tentativa de a ridica cortul cu cele patru tije băgate. Ia zi în care din cele trei punem. Eu zic că gaura din prima. Nu, așa e logic. Așa, stimați spectatori, să atrageți atenție. Acum este o dilemă mare. Sunt trei găuri. Stai să consult dicționarul că am aici toate găurile. Dilemă mare, nu știm exact în care. Dar probabil că în asta, în prima, se pare cel mai firesc. Că n-are rost să stea prea depărtat, bă. Hai, ține acolo. Stai, dacă se poate funcționa, Așa arată instrucțiunea, ce conspectul celebru al instrucțiunii de 500 de pagini. Băi, să știi că în cealaltă două se bagă, curmea. Da? Da. E. Și n-ara ce se ancorează la cucuiu. Cucuiu, da. Cucuiu? Scoate-l atunci. Odată e mai ușor, scos e mai greu. Deci în... Așa, bun, hai să fac aceeași treabă și aici. Ca să fim pregătiți. Așa. Și acum. Așa, faza a treia, ridicare. Deci eu împing, da? Da. Împinge.
I-am băgat, un pinci. Stai. Așa, prima tentativă a ieșuat, tentativa a doua. Hai să mai curbăm. Stai, mă, mâncatea. La care ai pus? La aia din mijloc, da? Da, da, da. Așa, cum a zis șeful, după ce ridicăm noi, trebuia grijă ca nu cumva să cortul să... Nu zboare. Să zboare, știi? Asta e treaba esențială, dacă ne zboară cortul... Asta... Vorba lui Sergi, stam sugându. Stam sugându la picoare. Se pare că cea de-a doua tentativă a fost reușită din prima, pentru că se datorează faptului că montorul secund poartă mânuși de Polar Tech, care îi ascund bătăturile de la mâini. Așa. Ia întrebați-o, cum a făcut bătăturile la mâini? Băi, asta o întrebăm pe soție. Așa. Așa, faza a treia s-a terminat cu băgatul tijelor. Faza cortul nostru e finală. Hai să dăm cortul deoparte, nu? Mai facem loc? Mai facem un loc. Hai, mai facem. Dar ce adevărat cort are, dracu. Da, da, acum trebuie filmangiu și acum filmangiu pune stop. Ei, nu, eu trebuie să fixez faza asta că montorii șef și cu cel secund n-au calculat bine patul pentru cort și acum trebuie să-l mute și să mai lărgească patul. Hai, gata, hai, da, bagă stop, hai. Igor, dacă da. Nu fă tu acolo, hai. Da, montorul șef păzește cortul. Transformă firmangiu în muncitor că eu trebuie să mai țin și cortul. Că, na, dacă n-am calculat bine platforma, cortul e mare. Îl țin eu aici așa, să nu fugă, să nu iei vântul. Cum păzește? Cum păzește cortul? Da, dar îl păzesc bine, știi? Păi îți dai seama că fără el, ce facem? Faza a patra, prinderea husei. Cu două verenzi. Una principală și una secundară. Pentru cea principală există o tijă galbenă. Nu trage așa. Ce părere ai să ai despre cort? Gata? E beton, dar... E complicat de întins, asta e singura întreabă.